De prelungiri vor fi arătate de la margine în câteva secunde. Acest lucru trebuie să se întâmple. Iată-l pe arbitrul de rezervă, Valeriu Ioniță. Într-adevăr, 3 minute de prelungire, 3 minute de speranță pentru Steaua, că va reuși să acumuleze toate cele 3 puncte puse în joc. De cealaltă parte, de asemenea, 3 minute de speranță că echipa antrenată de Ioan Andone nu va părăsi terenul învinsă sau poate chiar va câștiga la capătul acestui atac. Gigel Bucur și extraordinar, extraordinar, în minutele de prelungiri, Octavian Cigaia înscrie ceea ce poate fi golul victoriei studenților, o uriașă surpriză pe care de a se produce în transmisiune directă pe România 1 de pe stadionul din regie. Cine ar fi crezut în ultima jumătate de oră, mai ales după golul egalizator înscris în minutul 62 de Gigel Bucur, Steaua a fost cea care a atacat și a ratat aproape ocazie după